Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit! Vă salut de aici, de la grădina mea, ca de fiecare dată. Astăzi vreau să mă bag să scot cartofii, că deja sunt aproape gata și mi-e frică că îi mănânc animale în pământ. Deja am scos zilele trecute câțiva și am văzut că deja erau mâncați și de asta mi-e frică că după aia se prăpădesc în pământ. Oricum sunt gata, nu mai are, și așa e, și plus că e secetă, n-a mai plouat de mult, eu nu le-am pus apă. Și acum am zis, bă, hai să-i scot, că n-are rost să-i mai las în pământ. Uitați și voi, deja sunt gata, ce să mai, nu mai, aproape gata, sunt gata. Mai sunt câteva plante care încă nu s-au uscat, dar eu cred că nu mai are rost să-i mai las, pentru că îi mănâncă animalele în pământ. Am scos câțiva de aici, și pe aici, am scos și aici, la început. Așa că încep să-i scot pe toți, nu știu ce, vedem ce recoltă o să scot anul ăsta. Nu cred că o să scot mare lucru, dar pentru mine e ok. Vedem ce o să iasă. Sunt și eu curios să vedem anul ăsta, mai ales că nu le-am pus apă deloc. Bine, am vrut să fac și un experiment, să vedem dacă nu le mai pun apă, să vedem cum dezvoltă, dacă iese ceva. Vă mai fac așa și un tur al grădinii. Ia uitați cartofii dulci cum s-au dus, au început să se ducă frumos. Ia uitați-i. Ăștia-s cartofii dulci, au început să crească frumos vrejurile. Sunt curios anul ăsta ce producție o să fac de cartofi dulci, pentru că am pus și mai mulți de data asta și cred că o să scot ceva. Vedem ce producție astea o să facă undeva până la sfârșitul august, septembrie, vedem. Când s-o usca vrejul, atunci e gata, sunt gata și ăștia. Ceapa frumoasă asta, la altă. Bă, ieri am pus apă și deja s-a uscat repede. Și a tras repede apa. Pepenii, ia uitați, deja au început să se facă o grămadă. E plin de pepeni de aici. Ia uite, și aici avem pepeni anul ăsta. Deci am pepeni. Aici sunt 3-4 unul lângă altul. Ia uite, 1, 2, 3 și 4. 4 unul lângă altul. Și mai sunt. Sunt o grămadă. Aici încă unul care să facă. Ăsta nu cred că mai iese nimic. E micuț și nu mai. Să văd că a început să usuce, nu știu din ce cauză. Așa. Ia uitați și aici. Încă unul, acolo încă unul. E plin de pepeni. Bă, mă bucur că anul ăsta. Ia uite, aici de să mai iasă încă unul micuț. Aici iar alți doi micuți. Acolo, uite, ăla e cel mai mare. Ăla de-abia l-aștept să se facă. Așa. Avem și aici altul. Și mai sunt, ia uite, și pe acolo. Și aici. Și acolo. E plin de pepeni. Și avem și pepeni galbeni. Ăștia sunt pepeni din aia galbeni invernali. De iarnă. Invernali, am zis în italiană. Invernal, adică e de iarnă. Pepeni din aia de iarnă, ia uite. Și acolo, e plin și aici, și de pepeni ăștia. Uite, ia uite. Avem anul ăsta producție, eu îți mulțumim. Sper să se ducă până la capăt producția bună. Sper că anul ăsta să am producție bună până la capăt. Mă, dar i-am mai pus încă un soi de pepeni galbeni, dar văd că ăia n-au ieșit, soiul celălalt. Numai ăștia de iarnă, am pus și soi din ăla care e acum vara, care e parfumat, dar nu-l văd, m-am mai uitat eu, dar nu văd că iese. A, uite ăștia, ăsta e un alt soi, ăsta e parfumat, miroase, se simte frumos, și ăștia stăia de iarnă. A, văd că deci încep să iasă și aia, că i-am pus mai târziu și de-aia de-abia acum încep să iasă, uite-i, că i-am pus mult mai târziu față de ăștia alți. Că am zis ca să umplu terenul. Porumbul, ia uitați-l ce frumos e. În sfârșit mi-am cumpărat furtun ca să pot să irig toată grădina mult mai ușor, că până acum de aici încolo udam cu gălețile, pentru că nu aveam furtun să-mi ajungă până în capăt, îmi ajungea până undeva pe aici, așa că am cumpărat furtun nou ca să pot să irig toată grădina. Ceapa asta roșie încă îi mai trebuie timp să se usuce bine, o las să usuce bine și după aia o scot. Ceașa nu mă deranjează aici. Castraveții frumoși. Am început să culeg după ei.
nu prea îmi plac, sunt un pic cam mici, nu știu, nu au producție mare, dar am cules ceva din ei. Dovleci au ieșit să fac dovleci, am cules la dovlecei până acum o grămadă. Uite, au o grămadă de flori. Ia uite aici. Asta e albină din aia neagră. Ia uite. Polenizează. Ați mai văzut albină neagră? Așa se cheamă asta, e albină neagră. Dar dacă nu-i faci nimic, nici ea nu face nimic, dacă nu o deranjezi. Iar aici altă ceapă pe care o am. Vinetele, trebuie să mă bag prin ele să le culeg. Că ia uitați câte sunt, e plin de vinete pe aici. Ardeii la fel, au început să iasă și ăștia. Ia uitați aici, ardeii iar. Au început să iasă. Roșiile de-abia au început să se coacă. Deja am mâncat din ele așa, dar mai durează până să coc. Dar nu-mi plac cum sunt, sunt prea amărâte plantele. Sunt prea, nu știu cum. Dar v-am spus, eu sunt mulțumit să dacă crești, să am acolo de mâncat, e numai bun. Și hai să mai vă arăt și găinușile mele, ia uitați-le. Găinușile au început să ouă bine. Ce faceți, bre? Ce faceți, măi, găinușilor? A? Găinușilor. Le-am aruncat iarbă. Le arunc aproape în fiecare zi, le arunc iarbă să mănânce. Le mai arunc roșii după în grădină care, după cum vedeți, au petele astea și nu le las. Le dau la găini. Le mai dau și dovlecei care s-au făcut mai mari. Le dau mereu să mănânce, iaute. Ce faceți, mă? A? Ce vă uitați la mine așa? Hai, spuneți-le abonații mei să se aboneze, dai. Spuneți-le să dea like. Hai. Le spuneți să dea like? Ha? Spuneți-le, mă, să dea like. Bă, tu ești plină de gălbenuși de ou? Nu cumva mănânci ou? Ha? Uite asta albă. Parcă mi se pare că are gălbenuși de ou pe ea. Cumva mănâncă ou. Ah, și nu v-am arătat floricelele mele. Au început să înflorească câteva din ele. Bine, unele am mai înflorit, după aia s-a trecut și tot așa înfloresc pe rând. Dar au început în sfârșit să înflorească. Mai am și astea, florile astea, floarea soarelui. Dar nu e floarea soarelui, e, nu știu cum se cheamă. Floare de floarea soarelui, nu știu exact cum se cheamă floarea asta, dar seamănă cu floarea soarelui. Iar aici mai am o plantă pe care vă las pe voi să ghiciți ce plantă este asta. Am avut-o în colțul grădinii și acum am plantat-o aici. Am plantat-o în mijlocul grădinii, am avut-o undeva pe acolo, unde este câinele acum. Și am mutat-o aici pentru că nu stătea bine acolo, mai ales că era lângă câine. Chiar pe cotețul de câine era, unde e cotețul acum de câine. Dar aș vrea să vă las pe voi să îmi spuneți ce plantă credeți că este asta. Hai să vedem câți dintre voi știți ce plantă este asta. Uite, să vă arăt mai bine cum arată frunza și să îmi spuneți voi ce plantă credeți că este asta. Hai să vedem câți dintre voi ghicește ce plantă este asta. Astăzi este și foarte cald. De fapt, nu numai astăzi a fost, dar astăzi este și mai cald. O să ajungă. E și mai cald. Hai să vedem ce scoate. Bă, am să-i pun undeva. Bă, mai este și pe unul mare.
așa că gata, am terminat și de scos cartofii, toți cartofii. O să vă arăt imediat și ce producție am făcut. Eu sunt mulțumit de ceea ce a ieșit, nici nu mă așteptam la mai mult. Chiar a ieșit bine, la cât am pus eu și la cât am făcut, pentru că ținem cont că nici n-am pus apă deloc de când i-am plantat. N-am pus deloc apă la ei, doar ce am mai dat cât o ploaie așa, dar și ploile au fost așa, doar au dat praful pe deasupra. Așa că eu sunt mulțumit. Deci am avut aici un rând, 2, 3, 4, 5, 6 rânduri de cartofi galbeni și unul singur am avut de cartofi roșii. Și o să vedeți imediat și care diferența între ei. O să vă arăt ceea ce a ieșit. Mi-am pus și tricou acolo la uscat, că era fleașcă, dacă îl storceai ieșea apa din el, pentru că este foarte, foarte cald. Și uitați și producția de cartofi, ceea ce a ieșit. Ăștia sunt toți cartofii care au ieșit. Cartofii galbeni, au ieșit două lăzi, după 6 rânde, țineți cont, după 6 rânduri. Și uitați și cartofii roșii, doar după un rând. Deci eu zic că sunt mult mai buni, a ieșit mai mulți cartofi roșii, ținând cont că e doar un rând, iar aici sunt 6 rânde în două lăzi, practic 3 rânduri într-o casetă, 3 rânduri în alta. Deci, eu zic că producția a fost mai bună mai bună a fost producția de cartofi roșii. Cred că la anul o să pun mai mulți cartofi roșii și mai puțini cartofi galbeni. Acum rămâne de văzut. Dar bineînțeles că la anul o să țin cont să le pun apă mereu. Am vrut anul ăsta doar ca să fie ca un experiment, să vedem dacă ce producție o să iasă din ei fără să mai pun apă, fără nimic. N-am decât am săpat la ei de două ori și atât. În rest n-am făcut nimic. Deci țin cont că nu am depus mult efort. Eu sunt mulțumit de producția care o am. Acum o să trebuiască să-i las un pic să se zvânte, să se usuce un pic, pentru că nu pot să-i pun să-i depozitez așa. Bine că ăștia în maxim două luni deja nu mai sunt, îi mâncăm, pentru că sunt puțini. Și asta este tot. Deci asta este producția mea de cartofi. Spuneți-mi și voi dacă este bine sau nu, după 7 rânduri de cartofi. Și ați văzut cât de mari sunt rândurile. Nu sunt foarte mari, adică nu sunt foarte lungi, dar sunt mulțumit. Sunt mulțumit după parcela asta de aici. Au ieșit toți cartofii. Acum eu aș vrea să vedem mai târziu sau dacă nu mâine să fac curățenie, să strâng toate plantele. Eu nu o să le dau foc, o să le compostez, le aduc frumos și le pun acolo la locul meu de compost, acolo în mijlocul grădinii, și aș vrea să sap aici, pentru că aici vreau să pun varză. Mi-a dat vecinul niște plante de varză și e păcat de ele să nu le plantez. Nu sunt ele cine știe ce, pentru că el mi le-a dat de câteva zile și au început să le mănânce insectele. Ia uitați, a început să le cam mănânce insectele, dăunătorii. Și de-aia să le pun neapărat în grădină, că dacă nu le mănâncă de tot și nu mai rămâne nimic din ele. O să le pun mai târziu sau mâine, nu știu, astăzi n-am timp de ele. Așa că dacă apreciați tot ceea ce fac eu și munca mea, nu uitați să lăsați și voi un like, să vă abonați la acest canal dacă încă nu ați făcut-o. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și pentru susținerea voastră. Să ne vedem cu bine până data viitoare. Pa, pa, oameni buni, numai bine, sănătate. Aveți grijă de voi. Pa, pa!